Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi ne vom juca Minecraft. Și da, scuzați-mă că mă joc pe o versiune veche, dar știi ce îmi place foarte mult? Treaba asta, gen cu versiunile mai vechi, adică, na, multe chestii. Astăzi vă voi prezenta o hartă, drag mie, și pe harta asta am un garaj subteran care e drag mie foarte mult. Așa. Ar trebui să pun niște torță, paci, că câte țin aminte în și niște videoclipuri mai vechi. Da, pare încă nu pot să le postez pe YouTube pentru că sunt doar în galeria mea după tabletă și na, eu având contul ăsta pe telefon, stați puțin să mă aranjez. Așa, nu să mă aranjez, să pun un facecam-ul. Și cam așa arată, cum v-am spus, un garaj subteran și deasupra aici avem căsuța noastră. Căsuța noastră, cuibușul de nebuni. Și avem aici mare frumos un televizor elegantos și avem și aici patul. Arată bine patul. Bine, poate așa mai rog în jip. A, doamne, what to say. Deocamdată lăsăm așa. Și vedem aici mare televizor, plasmă direct. Avem aici niște frunze. Aici o masă, în caz de vrei să mănânci când te uiți la televizor, niște chestii. Și dacă nu mergem noi aici sus, avem podul care ghicișe. Avem și geam aici. Și aici țin eu un tablou cu un creeper și o turtle. Un pat vechi, mai nemodern. Un cazan în care îmi făceam eu baie. Un cuptor ăsta, na, l-am luat de nou și, mă rog, mi-o referim așa roleplay. Mă rog, mai avem aici câteva cuptoare și mă gândesc să mai pun unul aici peste. În fine, cam asta a fost și casa. Știu, e prea mică, e prea puțin ce am prezentat eu, dar... Upsie, nu trebuia să fac aia. Da, na, am zis că decât să stăm o jumătate de oră până prezint eu toată casa, mai bine nu. Și în plus am făcut-o doar ca să locuiesc și eu în ea, să am și o căsuță care să nu mă plouă. Și aici încercam eu să fac o chestie, dar nu prea merge chiar așa de magnifice cum plănuia mea. Gen, era aici un interes și gen, te bloca aici efectiv cu tot. Te bloca, gen, aici n-a. Și gen, vedeai asta și gen, aici scria, nu, punem bedrock. Ca să nu fie ușor distrus. Și deasupra punem bedrock ca să nu fie distrus. Și aici punem bedrock ca să nu fie distrus. Pentru că nu vă dați seama dacă sunteți aici. Ce? Ok, am desrușit o chestie, că bedrock nu poate fi.
ăsta. El apare în capcana mea, nu poate fi numită capcana, pentru că dacă ești un om și nu știi cum să spargi blocurile, s-ar putea să pici în capcană, dar efectiv nu merge. Pic, pic, pic. Ok, cool. Și da, ați văzut, uitați acolo, lângă treaba aia, e rata aia. Bun, și ține-te că pe aici pe undeva, că nu ne-am mai întâlnit-o în viață, da, și ceva foarte inteligent, da. Dacă te dă bine reface, noi, da, ca să nu fie niște prost, da. Ia te uiți să nu mai spun într-una, da. Asta ar putea să fac un adaptare. Da, în fine, aici gen și aici să deschidea ceva întunecată încăpare visul meu pe peretele meu. Avem aici un dormitor, avem chestia care trebuia să fie pentru clienților. Mai trebuie să așteptăm. Vă dați seama că vine așa un client cu mașina să se uită în partea dreaptă și zice: ce treaba cu burta, cu treaba asta și cu treaba asta? Și lasă mașina și îi spun: vino aici, a, și gen, uită-te pâncet. Și gen, dacă totdeauna să nu mai fie, să fie existat un chest care să nu se fie închide niciodată, care nu se închide niciodată. Și gen, pe ăla să fie aici blocat și gen să repar mașina și gen există o metodalitate, dădeam eu o monetă pe aici. Bun, ca să nu fie ăsta tot video, că deja am 7 minute după întâlnire. Vreau să punem niște boscheți pe lângă casa mea. Dacă o să începem. Doar că mai mult mă gândeam ca pe aici gen să pot să ne oporțe. Și cam atât acolo. Altcumva, nu. M-aș fi gândit ca episodul ăsta să fie apărut ieri, când am postat episodul ăla de Fultă Rotre și de Gangstar Vegas, dar am zis, bă, ce naiba, 3 episoade într-o zi? No. Ar fi prea mult. Și ce să mai facem? Am o idee bombini. Să facem un porculeț. Ce ziceți? Dar un porculeț din ăsta cu gen de toamnă. Gen asta e iarbă uscată, că na, dacă tot a venit toamna, să fim și noi în top cu moda, un pas cu moda, toamna, moda. Am ajuns să fie, dacă e egal totuși, deci, 2, 3, 4, 5, 7. Nu. Dar aici acoperim cu gres. Că este prea mult efect. Nu mai. Săpăm.
Hai ho, hai ho, suntem pitici mișto. Nu știu, păi ce o să pun. Cred că o să pun niște gard din ăla de fier. Păi. Pentru chestii ăstea, proiectul ăștia. Habar am făcut. E bun, și acum, ca să nu fie un nu, vom face în felul următor. Luăm niște copaci care credeți că ar fi mai potriviți pentru felul ăsta. Eu zic că niște sprus. Arată bine sprusul? Sau trebuie să punem un jungle sau un clungle? No glung ling long 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 ling long. Cred că asta e perfect, Adonu. O să vedem. Hai de capul meu. Asta e perfect, da. Perfecțiune. Hai de vai de mama mea. Și-a crescut aici, frate. Constelația pământului, ce-a crescut aici. Mare constelație ce-am făcut. Băie, ce naiba s-a întâmplat aici? S-a întâmplat o constelație. Ce s-a întâmplat? Îmi bă, pisor, constelația vieții. Ce naiba? A crescut un copac cam gros. A făcut prea gros, dacă mă întrebați pe mine. Și prea frunzulit. Mi-am dat seama că într-un copac din ăsta puteți să trăiți toată iarna. Of, o să pun o pauză până să duc frunzele. Bun, haideți că am și revenit. Pentru voi a durat decât o secundă, pentru mine a durat 500 de milioane de ani, dar asta nu contează pentru că suntem cu toții în regulă. Și că nu o să mai facem o constelație de copac din ăsta ultra perfect. Bun. Vreau ca de data asta să facem tot un copac gros, dar ideea este că vreau să... da, nu știu dacă am spus că mi-am și uitat la cât am vorbit din el. Da, mai mărit nițel zona pentru... ca să nu mai se întâmple ce s-a întâmplat cu constelația aia de copac gros. Era și mare, dar și gros. $200 dacă poate să urce cineva în ăsta. Olio, voi vă dați seama? Păi bă, copacul ăsta mai trebuia. What the fuck? Adică, având în vedere cum e... Stai că nu vreau să stric. Stai că nu vreau să stric aspectul de la copacul. Pe undeva pe aici. De exemplu, uitați cum arată. Am crezut că e direct un mare mare constelație în bag. Dar chiar sunt prost, îmi bag piciorul. Că de fapt asta chiar arată așa. Spruce. I love spruce. Așa. Unul ăsta normal care... Uitați și voi cum arată, efectiv. Și ăsta, uite-l cât arată, mâncați așa și că e pe steroizi, să moră. Și că e pe steroizi.
Uite, alt copac normal. Și ce naiba s-a întâmplat aici? Ce constelația vieții s-a întâmplat aici? Nici măcar nu o să întreb ce constelație s-a întâmplat aici, dar... Dar nici măcar nu trebuie să mai întreb ce constelație s-a întâmplat aici. Constelația dintre copaci. Copaci aici sunt... sezonul de copaci este... sezonul de copaci, zici că vorbim de sezonul păilor. În partea de east al lumii avem precipitații de copaci medii. În partea de est, pardon, în partea de nord avem, pardon, în partea de sud avem precipitații de copaci medii. În partea de sud avem precipitații de copaci mai mici, iar în partea de vest avem precipitații de copaci mari și groși. Și aici de ce naiba e așa? Nu trebuia să fie ca restul? A zis, nu frate, eu nu-s ca restul, eu sunt diferit față de ei. Gata, am rezolvat problema. Problema care nu era mult de spus. Bun, am pus nici el pe pauză că a trebuit să fac... Ignorați că skin-ul meu e așa și da, cam asta a fost episodul de astăzi și cu Caterinca și cu Canterinca. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe și, da, voi ați fost și mai tari jucători de Minecraft și aparent, lent, mi s-a blocat și Minecraft-ul, mai responding. Da, hai să strângem la episodul ăsta 3 like-uri. Mă rog, trebuia să spun de la început, dar nothing. Bun, noi ne auzim pe data viitoare, cum v-am spus mai devreme, voi sunteți cei mai tari jucători de Minecraft, de Roblox, de PUBG, de etc, etc, orice joc de este disponibil pe telefon. Și la revederci, ne mai auzim și data viitoare, pa, pa!